O mizerie de mob e vai de steaua lui. Ai nevoie de jocuri Gamivo, este aici să te ajute. Intră pe primul link din descriere și folosește codul DANIBH pentru 5% reducere. Spor la cumpărături. Eu și Dani suntem amândoi jucători de Minecraft și suntem jucători buni de Minecraft. De asta o să avem cele mai corecte opinii, nu-i așa, bă, Dani? Au, așa e, uite, o să dăm la toate super tare, toți mobii, mie îmi plac toți mbraștile alea super. Cum să-ți placă? Nu se poate! E imposibil să-ți placă toți mobii din Minecraft. O, unii au comis crime împotriva umanității, Dani, trebuie să-i punem la trebuie scos din joc, băieții mei. Avem super tare 10 din 10, mișto, e ok, vai de steaua lui și trebuie scos din joc. Huo! Aia e ultima treaptă de mob, foarte nașpa. Dani, hai să începem cu Alaiu, ia zi. Unde punem noi Alaiu? Bă, vrei să te mint, l-aș băga la... E ok să vai de steaua lui, că... Da, cred că acolo m-am gândit și eu. Păi, ce, eu, tu mă crezi că eu încă nu înțeleg cum funcționează? Deci îi dai o prăjiturică și el caută alte prăjiturici aruncate pe jos și le aduce? Da, și ți le aduce ție, gen cam asta. Păi și, păi și eu ce aș putea nu... să-i dau ca să-mi aducă ca să fie util? Că nimic nu e dropat, păi de obicei nu... pe jos. Exact, nu prea ai chestii să-i dai sfiu. El e mai mult gen de ținut așa de frumusețe. Da, nu îl legi de gard, te enervezi că l-aduce el acasă și... Da. Liliacu e mișto, super tare, 10 din zi. E vai de steaua lui. E vai de steaua lui. Bă, frate, eu n-am văzut creatură mai inutilă pe Minecraft decât Liliecii. Exact, deci... bă, nu există, bă. Deci, bă, dar ăștia de când nu joc eu Minecraft, mereu n-au făcut altceva decât au stat în cave-uri și au scos cei 2-3 sunete, au dat din aripile alea și au murit când explodat creeper-ul. Și mai ales în lavă, băieții mei, intră în lavă de parcă ar fi sport național, ești nebun. O mizerie de mob e vai de steaua lui. Calul ăsta care menționez eu că este negru, Dani, hai zi repede unde punem calul negru. Bă, zic că e mișto calul negru. E mișto, e mișto, calul negru este... E mișto că poți să ai cai și să alergi repede, dar știi ce nu-mi place la ei, mă, că l-aș fi pus la super tare? Că dacă mergi spre apă, băiatul meu se scufundă, tu știi că caii știu să înnoate? Se neacă. Mi se pare că calul știe să înnoate și nu înțeleg cum cu copitele alea care nu prea au degete așa să împingă apa. Frate, caută pe net că caii știu să înnoate. Mă scuzați de cacofonie. Băieții mei, apăsați butonul de like și să ne ziceți în secțiunea de comentarii dacă la unul din mobii ăștia nu sunteți de acord cu ce am zis noi, să ne înjurați de mamă, dacă vreți. Bun, ce zici de Endermite? Poate să mă înjure doar pe mine. De Endermite, bă, Endermite-ul e... Bă, hai că e super tare. Gândește-te cât de multe chestii poți să faci cu el. Poți să faci cea mai șmecheră fermă de XP. Da, la asta mă gândeam acum, la ferma aia de Endermite, care o faci doar cu Endermite. E o chestie faină că se spunează numai când dai cu perle și o șansă mică. Adică, frate, e altceva, cum ar zice cineva. E altceva. Mă rog, l-aș fi pus la mișto, nu chiar la super tare, dar hai. E mic și drăguț, frate. Și fii atent, Endermenilor le e frică de-l, vor să-l atace. Deci e ceva râc acolo, tu înțelegi? Culmea că e dropat din itemul pe care îl... I-au tăiat capul silverfish-ului ăsta. Ce zici, unde punem silver? Ăla e un silverfish. Scoți din joc, nu-i suport. Da, bă, ce râie și lepră ordinară e silverfish-ul. Vrei, știu să faci ceva, să ai știu sub pământ, îți strică ăia blocurile și zic, hai să-ți arăt o schemă. Mă duc și eu în stronghold frumos, găsesc stronghold-ul, nu știu unde e portalul ăla, dar sap și eu prin pereți, vreau să ajung la el. Deodată sparg blocul și sare unde ăsta în față, bă, nu suport, bă, nu mai pot, e nebun. Ok, o să punem delfinul tot la trebuie scos din joc cu A. Nu, cum să pui delfinul? Bă, delfinii sunt niște creaturi oribile. De ce? Și pe Minecraft sunt complet inutile pentru că... Bă, actually sunt destul de... Util pe Minecraft dacă faci speedrun. În rest, nu, fii atent, îți zic eu de ce trebuie scos din joc. Deci, dacă iei un delfin, dacă îi dai nume, dacă legi cu sfoară undeva, orice îi faci, el dispare. Păi logic. Păi cum logic? Nu e făcut să stea, dar ce e, frate meu, alergător de maraton? Dacă eu i-am dat name tag, eu vreau să-mi rămână. Dacă nu-mi rămâne, trebuie scos din joc. E o mizerie ordinară. Da, nu o să le luăm. Nu le luăm la rând. Cum, mă, e nașpa rău delfinul. Nu vrei să-l luăm la rând? Nu, o să te iau prin surprindere, ca să nu știi. Prin surprindere, hai. Bun, fii atent. Porcul.
Porcul e ok, că îți dă de mâncare, e nebun. Bă, e mișto porcul. Bă, gândește că poți să-l cărărești. L-aș pune la super tare, dar îți dă doar carne. Aia nu-mi convine. Pune la mișto, e ok, dacă îl pune la mișto, zic e bine. Păi da, dar gândește-te, uite, de exemplu, avem oile care... Unde? A, uite oaia, bun. Oile, exact, blocuri colorate, carne, adică îți dau două chestii. Deci da, oaia e super tare. Ai mâncat vreodată carne de oaie? Nu, nu-mi place. Nu mănânc decât carne de pui. Eu nu vă mai suport, mă. Eu nu mănânc decât carne de pui. Carne de pui e cea mai mizeră chestie ever. Bă, când mănânci un steak de la de vită, niște bine, cotlete mă, de alea de oaie. Niște vită aici, nebun, dar bă, e scump zici, o pic să mănânci în fiecare scumpă, zi. Bă, nu e mănânce. Nu, fii atent. Ca să mănânci în fiecare zi e 33-34 de lei pe zi să mănânci două steak-uri. Păi și ți se pare puțin? Păi când te duci la Mac și dai 30 de lei pe un meniu cu un amărât de burger în care ți-a scuipat ăla... poate ok că n-a scuipat, glumeam, nu ne dați în judecată. Dar ideea e că e mai scump să cumperi de la fast food decât să-ți faci niște steak-uri acasă, crede-mă, Dani. Păi da, mă, dar eu nu mănânc nici la Mac, deci... Păi tu de unde mănânci? De la maică ta? Eu mănânc, fratele. Actually, cred că chiar... Mănânc două felii de pâine și chiar mănânc de la mama aici. Păi asta, da. Bun, fii atent. Ursul Panda. Ce zici de Ursul Panda? Vă uitați la mine ca la Ursul Panda? Cum era aia? Nu mai știu. Nu era, știu, mă, hai mă, tu nu știi manele, mă, ești vai de păi steaua ta. Păi nu, mă, uite ăla, dați culmă manele și culmea. Ce eu vezi, cred aia, că o să-l învârtim tare rău de e super tare. Și o să-l aruncăm la mișto, cred. Da, e acolo, mă gândeam și eu. Nu prea, gen, nu e util neapărat, dar e foarte drăguț când îi dai pambusul ăla și mânca și... Bă, și... sincer, dacă stau să mă gândesc la faptul că mi-e sete și o să beau din apa asta minerală plată foarte ieftină de la Carrefour, e foarte șmecher că strănută puiul de panda și sar adulții, deci cred că ar trebui să-l punem la super tare, tu ce zici? Da, cred că ar fi bine să-l punem acolo. Nu știu, gen, ți-am zis, e unul dintre mobii care e la fel ca Endermite-ul ăla, doar că ăla mai și face ceva. Ăla da, ăla chiar e util. Nu poate să facă nimic, gen, panda... el chiar n-are niciun... Nu, bă, în viața reală panda e o surpriză că nu sunt încă extincții, ăla e cu... Că-s păcate de dispariție, aia vreau să zic. Așa, bă, da. Bă, nici să se procreeze, ci că nu pot, au nevoie de ajutor. Sunt oameni angajați care iau urșii panda și îi freacă unul de altul să iasă puiul din ei. Deci sunt prafii rău, deci nu-i punem la super tare. Bun, villager. Da, ok. Bă, villager, eu zic să-l pui la super tare. Super că tare, nu. Ce... Gen, s-a efectiv, terminat. Minecraft-ul fără villager ar fi mult mai greu. De obținut enchanturi și de obținut. Păi gândește că eu dacă n-am chef să mă duc să minez diamante, îmi fac un villager care îmi dă armură de diamant și o dezenchantez. N-am înțeles nimic din ce ai spus pentru că nu te mai ascultam, dar... Bine, nu mă mai ascultam. Ce zici de peștele ăsta cu lasere? Care e de fapt mecanic. Tu știi că peștele ăsta, gardianul ăsta, nu cum îi zice la peștele ăsta? Elder Guardian de la... Nu, Elder e bossul. Păi și ăsta cum e? E gardian atunci. E gardian, nu știu. Ăsta e de guardian. Fapt robot. Tu știai că are componente mecanice? Da, sunt roboți ăștia. Când mergem în... Păi și cum trăiesc roboții în ocean? Păi da, frate, că sunt bine izolați și nu intră apa în ei. Eu o să zic că e ok și e șmecher că trage cu lasere. Asta îmi place mie. Dar sunt foarte enervanți. Nu, pentru mine sunt foarte enervanți. Da, dar lasere, sunt lasere în Minecraft. Trebuie să-l punem la nu mă interesează, okay. Iau nisip și fac ești lasere. Ești rasist împotriva laserelor. Ce laser faci din nisip? Păi fac sticlă și din sticlă fac laser. Cum de nu m-am gândit. Laserul se face desigur din sticlă. Da, Camila. Bă, Camila, fii atent, nu știu dacă te-ai jucat 1.20 acum. Bă, nu prea m-am jucat, am avut o Camila și m-am jucat cu ea 10 minute. Fii atent, deci Camila asta e, bă, e haz. Are, cumva, e și utilă. Gen, fii atent, o să-ți explic o chestie. Când te urci pe Camila, okay. Când te urci pe Camila și vine noaptea, trebuie să fii atent în principiu să nu dai de schelet și de creeper că aia să-ți moare Camila. Dar tu dacă ești pe Camila și vin zombi la tine, practic îți faci fermă de XP pe Camila. Gen. Păi poți să-i omor că nu te atacă nimeni și nici Camila nu ia damage, știi? Păi stai mă, ce? Camila nu ia damage și nu te atacă zombi? Nu ia, deci de la zombi utilă. Nu ia. Da, e utilă. O să și punem... Poți să...
Mă crezi că mie nu-mi place că pare foarte out of place, adică e primul mob care este găsit în mod obișnuit în deșert, da? Nu chiar, găsești în sate din deșert. Păi adică în deșert. Păi da, în deșert, dar e greu să faci rost. Păi da, dar gândește-te, păi gândește-te în deșert, nu mai ai niciun alt mob decât iepurii aia care sunt autiști. Și asta zic că e așa, gen, se simte de parcă, da, au băgat și cum ar fi să bage o pasăre care să nu fie porumbelul ăsta colorat. Păi joc așa, gen, da, frate, băgăm un gugușciuc. Se simte ciudat, că veni vorba de papagal, super tare că dansează, frate meu, dansează papagalii, adică despre ce vorbim. Plus că e foarte, fii atent, eu, deci eu iubesc papagalul, fii atent, are albastru, galben și roșu, este papagal românesc. Înțelege, ăsta e de la Drăgășani. E balcan, cum ar veni. E de la Drăgășani, mă. Au fermă de porumbei care vorbesc acolo și scolorațe, zic eu. De unde ai zis, din Drăgănești? Din Drăgășani. Așa, da. Bun. Bun. Ce zici de acest mob complet inutil care este scuit? E mișto. Trebuie scos din joc. Nu trebuie scos din joc, bă, mișto. Frate. Ești tu ratat, ascultă-mă. Bă, ascultă-mă. Ascultă. Ratații ăștia au zis, bă, știi că avem squidurile, hai să punem o altă textură pe ele și gata. Ăsta da, e mob interesant. Să-ți explic ce frate face Glowing Seku. Frate, nu face... Ok, știu ce face Glowing Seku și e șmecher că face aia, dar puteau să găsească altă metodă. Puteau să-ți facă, să pună licurici pe joc dacă voiau lumini. Bine, dar aici vorbim de oamenii care, de inginerii care proiectează. Inginerii care proiectează au zis, stai să copiez și eu tema de la tine când s-a uitat la Squid. Da. Nu. Plus că a pierdut un mob foarte șmecher pentru Squid-ul ăsta. Ce mob a pierdut votul pentru Squid-ul ăsta? Că era ceva șmecher. Și a venit Dream și a zis Glow Squid și au băgat mizeria asta ordinară. Nu știu care. Capra Golem a fost sau nu-mi place. Bă, bun, fii atent. Axolotul. Hai, zi. Se pare, nu știu, vai staului, băi, nu face nimic. Mâncă peștii aia tropicali, aia frumoși. Bă, e nașpa. Deci mie nu-mi place că dat strică acvariile dacă vrei să-l bagi în acvariu. Eu zic că e mișto și știi de ce? Îți scoate spun cărsul, de nu mai poți să minezi. Te bați, deci te duci cu o șleachtă de ăștia în ăla, de sub apă, șmecher rău, șmecher. Dragonul. Da, hai, lasă-l pe ăla, lasă-l, dragonul e... Băi, 10 din 10, îți dă ou și îți dă 64 de nivele după ce l-o mori. Adică... Ce 64? Îți dă 64 de levele dacă ai level 0, da. Păi da. Păi și dacă am level 100 cât îmi dă? Nu-mi dă 64, e nașpa. Dă 10-20. Da. Băi, eu zic că levelurile trebuiau să fie mai liniare, așa că nu știu ce înseamnă level 120 și 140. Adică gândește-te cât de mult să ai de la 130 la 140 și nu știu, e nașpa, știi? Nu prea simți o diferență. Eu zic că e ok și știi ce aș fi vrut de la Dragon? Să mai facă ceva cu el, că l-au băgat pe joc de acum 10 ani și n-au băgat și ei un update să-l facă să te înjure de mamă, să te scuipe, să te sărute pasional. Păi când o să facă un end update? Frate meu, ăștia la orice update bagă un mob, un biome și o culoare nouă de floare, atâta. Ce vrei, mă, dacă nici n-au concurență? Ei au update-uri pentru că 5 de ani de acum. Păi lucrează 5 zile și au update-uri pentru 5 de ani, cum vine asta? Da, nu-mi place. Mă, păi așa funcționează. Ce zici de Blaze? Blaze, unde punem Blaze-ul? Bă, la mișto sau e ok? Nu știu, una din ele. E cam pe acolo. E cam enervant, sincer. E enervant, okay, dar e ok. Bă, totul e util pe jocul ăsta, mai puțin statul și guvernul. Zi-mi tu că Pufferfish e util, că... Nu, Pufferfish-ul e vai de steaua lui, sincer. Uite, l-au făcut mic de tot. E enervant Pufferfish-ul. Bă, și ce este această creatură care este o muluscă de broască? E un mormoloc din care ies broaște. Păi și el de sine stătător care nu e broască și e doar mormoloc, ce face cu viața lui? Nimic, stă în apă. Deci trebuie scos din joc, da? Nu trebuie scos din joc, trebuie... până n-ai broaște. Păi puteau să facă broaște care să fie din prima broaște, te-ai gândit la asta? Păi și broaștele din ce ies, Pink?
Proaștele din mama lor iese, de unde să iasă? Mama lor de unde ieși? Da, Creeper-ul este legendar, Creeper-ul e super tare. Trebuie scos din joc. Bă, frate meu, e șmecher, e fața Minecraft-ului, cum adică? Nu te văd de aici, lasă-mă pace. Doamne, e nebunii, nu se poate. Squid-ul, normal, zi. E ok. E ok, da. Culoare neagră. Nu face prea multe. Da, ne trebuie culoare neagră ca să nu fim rasiști. Vai, steaua lor, trebuie scoși din joc. Da, ăsta, bă, e atât de enervant. Dar măcar l-au făcut să pară ca alaiu, știi? Și acum arată mai fain. Înainte arăta și mai oribil, acum arată mai nice. Dar care poartă tare? E enervant că nu poți să-l lovești cu sabia când vine spre tine, că e atât de mic. Ba, poți, dar e greu de să te miști repede. Păi normal că poți, dar e greu și, da, continuă. E mișto că dacă... Gen, dacă îți faci fermă de aia de toteme, nu trebuie să omori tu vindicatorii. Și dacă ei și au damage și nu-i omori tu, atunci nu iasă drăcile alea mici. Asta nu schimbă cu nimic faptul că trebuie scos din joc, dar da. Nu, sunt dar total de acord. Peștele, cel mai simplu macro. E ok. Te hrănești, pește. Frate, nu mor de foame. Păi da, dacă îl pescuiești, nu-l pescuiești pe ăsta. Pescuiești alte mizerii, oricum. Păi de-aia nu pescuiești. Ce, tu în Minecraft pescuiești, numești cu sabia în apă și omor pește. Nu. Să pescuiești ca un om normal, da, nu. E ok, e... Ce să și zic. Bun, mushroom-ul. Asta e bună, mișto. E bună. Băi, e mișto, gândește-te la implicații. Plus că poți să faci un mushroom de la maro. Da. Dacă lovește fulger. Da, iei direct supă, adică ai rezervă infinită de supă. De ciuperci dacă o mulgi. Avem și cealaltă vacă, de asta nu avem, nu? Nu cred. De ce avem doi zombi? Explică-mi de ce avem doi zombi. Sunt doi zombi aici la cap. Unul e gigant și unul e minion. Păi și noi care știm care e care? Un cal verde. Care minion? Păi nu știu. Aoleu, cum ai unei? Ok, calul nu. Verde, păi nu, că ăla nu e ăla pitic. Ăla pitic e altul. Cred. Ok, nu știu dacă avem de la pitic. Bun. Nu, fii atent. O să zicem că ăsta primul e zombiul normal. Aha. E mișto. E ok, da. Da, te sperie. Ala. Bun. Și ăsta al doilea e ăla micu, da? Trebuie scos din joc, da, trebuie. Bă, sunt enervanți. Mă, și de ce sunt mai puternici? Deci n-are nicio logică că dacă vine unul de la de 30 de centimetri la mine, bă, ești nebun dacă... Bă, cum să fie ăla de 30 de centimetri mai puternic decât un adult? Adică despre ce vorbim? Nu, e ciudat, nu. Gândește-te că îți vină aia mici cu săbii de fier și nici nu poți să dai în ei dacă de repede se mișcă. Bă, să-ți vin cu armură pe ei, cu săbii încentate, doamne, e prea OP. Calul verde, super tare, frate. Păcat că nu e băgat în joc. Deci, asta voiam să zic, există așa ceva în joc? Păi nu se spunează, dar poți să-l spunezi tu cu comenzi. Dar mi se pare atât de genial, frate. Cal zombie, care este și pașnic, like what? Dacă nu-l bagă pe joc, eu o să injur pe ăștia, nu? Adică chiar ar trebui să-l bage. Dar nu înțeleg de ce au mobul ăla pe care l-au pus să nu se spuneze. Bun, fii atent, peștele ăsta care e albastru de ciudă. E ok, e un pește tropical, habar n-am. Bă, sincer, dacă e pe culoare de alea, pe roșu, pe galben, acvariu, chestii. Da, l-aș pune la mișto dacă ar avea și alte culori, dar, mă rog, ăsta de l-avem noi e albastru. Aia e. Ce să facem? Slime-urile sunt... E mișto slime-ul, nu, chiar e mișto. Ce mai avem aici? Broasca testoasă. Bă, nu face prea multe. Cam vai de steaua ei. Bă, dacă aș fi broască testoasă, mi-aș ține respirația aici, nebun. Nu, nu-mi place. Bă, e cam inutilă. Broască testoasă, aș vrea să stau la ping în casă. Aha, da, ok. Bun, vaca. Bă, e super tare. Bă, tare și utilă, e foarte utilă. O mulgi, o săruți, pasional, o mulgi în timp ce o săruți, dacă ești mai aventuros. Da. Ce zici de vrăjitoarea? Harry Potter a fost odată o vrăjitoare și avea nasul foarte mare. Bă, da, e foarte enervantă, dar gândește-te la implicații, la lore. Deci, vrăjitoarea asta este tot un sătean de ăsta cu nasul mare împreună cu alți săteni
și e o întreagă râcă. Și eu am auzit la un dat o poveste că cică vrăjitoarea era de fapt un villager care era, cum îi zice, deștept și experimenta cu poțiuni cu de-astea și l-au exilat, că au văzut că face magie neagră, dar el doar încerca să vindece un zombie villager, știi? E o teorie de-asta conspirațională, deci și chestia e că vrăjitoarea era acum pentru că a fost exilată, pentru că sătenii n-au înțeles că ea voia să facă de fapt bine. Plus că e o vrăjitoare, frate meu, face vrăji, adică aruncă, actually nu face vrăji, doar aruncă poțiuni, nu? Aruncă poțiuni, da. Păi stai de așa asta, că... Din asta face... Păi nu, păi da, e ciudat că sunt alții cu vrăji, uite ăsta, Evoker-ul e cu... Bă, Evoker-ul da, super tare, bă. Da. Frate meu, tu știai că dacă ai o oaie roșie sau albastră lângă Evoker, Evoker-ul face ulululul și schimbă culoarea? Toată lumea știa asta în afară de mine, ok. Probabil, fiindcă eu mă joc Minecraft de mai mulți ani decât tine. Tu ai mai puțini ani de vârstă decât am eu de Minecraft, frate meleu. Zombie de deșert. Da, de bai solii, că are textura diferită. Da, au zis, hai mă să facem și noi. Da, uite discriminare ce face Pink. Deci Glow Squid-ul ăla mi l-a pus la trebuie scos din joc și că a zis că are aceeași textură ca... Păi da, pentru că copia nu are valoare, Dani, să păi nu și aici de ce mi-ai pus ăsta la vai de steaua lui și nu mi-l pune, trebuie scos din joc? Pentru că nu trebuie scos din joc, dar puteau să vină și ei cu niște mobi mai interesanți de deșert. Nu, hai să facem reskin la zombie. Ok, bro. Da. Bun, ce părere ai de coși creatura supra-denumită Schelete Negru? Trebuie scos din joc, ce e rasismul ăsta, Dani? Nu, trebuie scos din joc. Bă, mie îmi place ăsta că are sabie, deci e schelet cu sabie. Eu zic că e mișto. E mișto și îți dă capete chiar... și cu alea faci beacon-ul ăla. Da, e singurul mob de la care iei capete așa, nu? Da. Da, nu, da, altceva da. Nu dropează. Minecraft Vanilla niciun mob nu-ți dropează. Păi bine, dropează dacă faci scheme. Nu, poți să faci... Există datapack-uri. Bro, dacă un creeper charge domoară o creatură, îi pică capul. Da? Nu știai asta. Hmm. Bă, uite, vezi, te-am învățat și eu ceva pe tine, prostule. Păi da, bun. Și gen, dacă un creeper charge omoară găină, pică capul de găină? Da. Oh, ok. Găina. E fain, bă, e drăguț, rău. Bă, e drăguț, e șmecher rău, frate, găina. Da, e ok, e ok. Câinele, cățelul, și el e super tare, e ok. Pisicuța și ea e super tare. Bă, ce s-a întâmplat cu axoloții ăștia? Axoloții, cu oseloții. Acum mai pot fi îmblânziți, îți dă pisică din ei, ce se mai întâmplă? Sau rămân așa după ce îi îmblânzești? Nu știu. Dar nici eu nu mai știu ce s-a întâmplat, dar și ăștia sunt și șmecheri, frate, adică din axolot se trage pisica, după care au zis hai să îi separăm, dar mă rog. Da. Păi Angenu, e vai de steaua lui. Pe mine mă nervează. Nu, fii atent, o să-l pun la ok, doar ca să pot să pun Păianjenu celălalt la vai de steaua lui. Da, chiar e enervant. Oribil. Da, îți dă o travă, e mic, bă, e enervant. Ăla normal, ăla normal, în cazul în care vrei să faci un challenge și nu, gen, nu știu, nu vrei să te folosești de sate și așa mai departe și de animale, tot poți să-ți faci un pat, că gen tu dacă omori aia primești string, cu aia îți faci lună și faci bine, pat. Mai bine, nu faci niciun challenge, ce părere ai? Da, dar vrei să facem un challenge de tipic. Nu vreau să facem niciun challenge. Hai facem 20.000 de calorii challenge. Frate meu, caprele, deci textura de capre e atât de interesant făcută, are atât de multe forme, eu zic că e super tare capra, plus că te lovește și te aruncă de pe zid, adică... Și are și goat horn. Da, și adică sufli în alea, nu, e șmecher. Da, e ok, tare. Bun, iepurele. Bă, e că e inutil în principiu, da. Am vai de steaua lui iepurele. Bă, adică faci rost de lăbuța lui dacă îl omori la un moment dat, ceea ce nu prea are logică, ce faci cu ea, dar... E drăguț, dar nu, e nașpa. Cam atât. Da, nu poți să-l îmblânzești. Enderman-ul e super tare, frate. Nu, aici nu discut. Deci Enderman-ul, eu recent am aflat că dacă te uiți în ochii lui și nu te uiți în altă parte, nu te mai atacă și doar se uită și el la tine. Recent ai aflat asta? Recent, eu nu știam până acum că dacă te uiți în ochii lui și nu te uiți în altă parte, se oprește, nu știam. Frate, sunt multe chestii pe jocul ăsta de trebuie să le știi. Bun, ia să vedem ce părere ai de zombiul necat. Sincer, ăsta e mai șmecher decât ăla de deșert.
steaua lui. Nu, ăsta mi se pare mișto, pentru că se spunează și are un trident. Are tridentul lui Poseidon, frate, ce șmecherie, adică... Tridentul ăla, da. Dar e singura chestie bună din tridentul. Da, în rest... Și dacă ai casă pe o insulă, frate meu, odată pe noapte trebuie să vină unul să-ți arunce cu tridente. E, na, e nașpa, dar... A, uite, un alt pește, care arată la fel ca celălalt pește, numai că e și el ok. E urât. Vulpea. Bă, vulpea e mișto. Vulpea merge la super tare. Nu, e șmecher, e bă. Mișto. Bă, vulpea, mamă, plus că există și vulpe albă, nu? Da. Da, și aia e foarte mega rară. Plus că se aruncă în zăpadă după asta, adică e șmecher rău, vulpea. Bun, ce părere ai de Magma Cube-ul ăsta care e... Asta niciodată n-am înțeles. Bă, e enervant și iei de la el să-ți faci poțiune antilavă, deci... Da, cam atât. Păi unde? Că mie oricum nu trebuie, că mă arunc așa, fără ce-am poțiune antilavă. Frate miu! Ce? Nu știu pe ce am apăsat, Dani. Doamne! Mi-am pierdut 5 minute din viață să fac toată asta înapoi, dar, Dani, zi-mi repede... N-au fost 10, au fost 5. Ai 5 minute ale tale și 5 minute ale mele și stau pierdut de 5 minute din viață. Bun. Ice Golem-ul sau Snow Golem-ul? Snow Golem-ul, nu Ice Golem. E ok. Nu știu, e ok. Arată ciudat. Deci, eu zic că nu are ce căuta un dovleac pe zăpadă. Dacă îl făceau să fie altfel, să... Nu știu, bă, poate dacă făceau dovleacul cu alb, că îl puneai și pe el cu zăpadă, nu știu. Dar așa arată ciudat. Bă, zim The Warden ce părere ai. Ce părere ai The Warden? Bă, ăla aș pune la... E la grență între super tare și mișto. Nu știu, mie îmi place că l-au făcut atât de puternic de nu prea apte să te bați cu el. Da, știi, asta îmi place. Că gen e un pic de challenge acolo. Exact, că e genul ăla de mob pe care poți să-l omori, dar trebuie să-l omori gândindu-te la cum să-l omori. Nu să mergi să dai în el, știi? Da. Mie îmi place, adică și... să-l bați tactic. Nu e nici rasist, adică am vorbit cu el și nu are vreo problemă cu oamenii de alte rase, deci ok. Nu, e doar xenofob, a zis că românii nu-i suportă. Albina, zim repede de Albina. O știi pe aia cu Albina? Care Albina, zum, zum, zum? Albina, vai de steaua ei. Acolo pun eu. Da. Băi, e drăguță, dar ce faci, frate, niște miere, niște blocuri cu miere, adică... Bă, ce e drept, ce nu, fii atent, ce e drept, la un moment dat am făcut atât de multe albine pe lume și le-am pus să bată cu Wither-ul și, sincer, nu puteau să bată Wither-ul, dar parcă nici Wither nu reușea să omoare suficient albine. Sincer, ar merge la ok, nu știu, e drăguț așa, mie mi se pare că e un pic milă, drăguță, mă, dar asta milă, așa că s-o nu mai vedem toate astea, e nebun. Villager-ul zombie. E ok. Măi, e mișto, mișto. De ce? Că, da, ei din afaceri. El faci villager. Faci villager și ei tiluri și afaceri de la el. Despre ce vorbim? Da, e ok. Schelet obișnuit. Nu-l suport, vai stau, dar foarte în joc. Păi, ok că e fain așa, dar e enervant. Mamă, dar cum era când nu trebuia să tragi Dark și doar apăsai și spămai click dreapta când te băteai cu ei? Era fain. Mie îmi place scheletul. Și cred că și ăsta, deci... Ăsta are textura faină, ăsta îmi place textura. Bă, nu știu de textură, mie îmi place că îți dă slow. Adică fața de zombiu de deșert care îți dă hunger. Sau nu știu, parcă asta îți dă, nu? Da, cred că hunger îți dă. Ce părere ai de ursul polar, da. Băi, e mișto, eu l-aș pune la mișto. Îmi place și ursii aia micute și apolari. Bă, ăia mici, da, dar parcă nu prea poți să îi îmblânzești, parcă nu știu cum. Adică nu prea poți să-l ții de animal de companie, dar e mișto așa, el da, e... Da, nici n-ai cum, mă, tu ești nebun, ții ursul polar, păi, până în realitatea e ursul polar. Ce are ursul polar, nu poate să stea cu minte că îi dau două capace acum? Nu poate să, că îți dă el ție, nu trebuie să-ți dea două capace, ți arată gheara, numai știa potolit. Aici nu discut, calul schelet merge la super tare, e șmecher, rău. E un schelet și e prietenos, like, eu chiar m-aș fi așteptat ca creaturile astea ceva gen zombie cal, zombie schelete
să fie agresive, dar frate, sunt de treabă. Ceea ce înseamnă că, uite, ceea ce prin reducere la absurd și prin calcul matematic înseamnă că nu faptul că e schelet îl face să te atace, ci faptul că e om. De asta scheletul obișnuit te atacă, că el a fost om și oamenii sunt răi, vezi? Deci este și o teorie în spate. Lamele normale. Bă, sunt ok, dar... Da, nu. Bă, mie nu-mi plac astea creme, mie-mi plac alea albe. Le poți înmulți. Bă, sunt mișto, mă, că te scuipă. Te scuipă, da. Da. Nu știu. Nu, asta e ok, dar fii atent, dacă îi pui un preș pe ea, e șmecheră. Deci, adică, mișto, e chiar fain. Deci, eu am avut pe Low Life, mai știi colecția de toate lamele? Fain rău colecția aia. Bun, ce părere ai de piglinul ăsta? Nu, cum îi zice? Hoglin. Hoglin, așa, Hoglin. Bă, mai stau lui. Da, e cam puternic, cam enervant. Nu e puternic, îi dai două capacete. Care două capace, care 30 de kilometri range, ești nebun? Dar de ăsta zombie ce zici? Păi și ăsta e la fel ca ăla. Păi nu, ăsta parcă nu e... Păi e tot Hoglin, mă, dar Hoglinul din Nether, când îl duci în overall, se transformă așa cum îl ai tu acum. Păi da, gândește-te la implicații. Înseamnă că lumea normală pe ăștia îi transformă în zombie, dar de ce? Păi nu știu, de-aia fac exact, acele lucruri, fac și Nether. Păi da, dar n-are importanță. Ideea e că e șmecher ăla zombie. Intră, bă, în Nether sunt pielea lor și așa sunt în zona de putrefacție, vezi că... Mm-hmm, da, are logică. Am văzut asta... când ai pus-o la acolo, trebuie scos din joc, de-aia sunt tot alea. Da, e nașpa rău. Măgarul... E mișto, e ok, poți să cari poți să pui un chest pe el și arată fain, da, nu? Bă, ce car? Hai mă, simt serios, nu care cu el, adică ce să cari, nu? Da, dar e mișto că poți, adică dacă chiar vrei. Ăștia... Sunt bă, eu zic, te mai gândești o dată. Mă, mie nu-mi plac... Păi nici mie, dar sunt foarte utili. Bă, sunt utili. Plus că dacă le dai poțiune de invizibilitate, le rămâne capul pe afară. Știi? Da. Mă, tu știi că eu odată am găsit un dăsta care era pur și simplu deasupra vidului? Deci nu era atașat de nimic, dar nu știu. Am avut eu un intro la un moment dat pe, cum îi zice, pe Mind City, în care am găsit un dăsta și stăteam pe el, pur și simplu. Dar omul meu nu era atașat de nimic și era natural spawnat acolo. Nu știu, mi-a dat cu virgulă, dar da. Ți-a pus Ami capcană. Ardianul ăsta... Trebuie să... Adică... Vai, pune la vai stăuri, hai, că nu da, trebuie chiar spus de jocare spongi. Bă, da, mă, dar mergi și tu prin apă, în noți, te bălăcești și dintr-o dată te sperie, îți dă... Bă, deci eu dacă aveam probleme cu inima, eram mort până acum jucând Minecraft, ești nebun, numai din cauza acelui pește. Să-ți dă geamscriuri, bă. Păi îți dă, dar ce zici de golemul ăsta puternic cu pectoralii aia puternici, mai puternic decât mie, ce e drept? Păi logic, îți dai seama, toată viața asta întreagă golemul ăsta. E șmecher golemul, e chiar, da, început, chiar fain. Chiar și la început când faci o hartă sau chestii și nu ai fier sau nu ai chef să te duci să mine și găsești. Și te duci și cerșești lui, îl omori. Da, așa, nu îi dai în cap și îți dă 3 bucăți, 5 bucăți de fier. E ok, gen. Bă, acum eu am luat alt măgar și sincer nu știu exact care e diferența dintre ăștia doi. Mi se pare că unul e catâr, nu? Tu nu înțelegi. Poți să ai și măgar și catâr, da. Ăla deschis ăla... și să-ți plăciti măgar și ăla de catâr. Și ăla e catârul care e corcitură de calcul, măgar, nu știu, o chestie ciudată, oameni buni. Da, da, nu știu ce să zic, ghastul. Scos din joc afară, sunt out. E chiar enervant un pic, e... E și nu faci nimic, ești nebun, îmi dă ce-mi dă ghastier cu care da, mai spune. Da, care, că pică în lavă când îl bați, adică despre ce vorbim, nu? E cam vai de steaua lui. Dar îl păstrăm acolo că e de mult timp și ne place de el așa, știi? Bă, dacă să aduci unul în lumea normală să faci achievement-ul ăla, nebunești. Că dacă îți scuipă prin portal, îți strică portalul de pe cealaltă parte și când se apropie, da, nu mai trece. Da, nu, e nașpa. Bă, eu nu știu ce să zic, dar mie ăștia, striderii, mi se par cam autiști așa, ce Dumnezeu faci cu ei. Nu, faci nimic, te plimbi pe lavă. Păi și... Bă... Atâta. Nu pare ceva ce aș vrea să fac în viața asta, sunt ok, dar îmi place că tremură dacă îi aduce în lumea normală, le e frig. Dacă am atât.
Da, cam atât. Bă, ăsta este Illusioner-ul care a fost în mob vote, dar nu este în joc, nu? Nu e în joc. Eu sincer... Și nici nu știu ce făcea ăsta. Ăsta nu mai știu nicio ce făcea, dar ideea e că e mișto și mai bine îl băgau pe ăsta decât ce-au băgat. Arată bine, actually. Bă, mi se pare că Glow Squid-ul l-au băgat când era la vot ăsta, nu? Da? Nu știu. Momentul ăsta. Ai, ce să și facem? Ăsta... Bă... E cam useless, dropează saddle, dar... Bă, e și greu de bătut, da, e ok, nu știu. Dar mie îmi place că are nasul ăla mare, deci creatura aia e de fapt un sătean transformat cumva, făcut mutant și înrobit, că vezi că are lanțuri pe el. Da, deci asta e șmecher. Wandering Trader-ul... Ai, pune-l la... E vai de steaua lui, dar... N-are trader, pune mai mereu. Deși... Niciodată n-are, cum adică? Acum de când au adăugat asta cu mangrove, ca să nu te duci să cauți ăla de mangrove, mai vine ăsta și ți-aduce sapling-uri și atunci te-ai scos, știi, nu trebuie să te mai duci să cauți mangrove-ul. E... Tot e vai de steaua lui, nu? Nu. Dar un trade din an în paști e vai de steaua lui. Bă, zombie ăștia. Porci. Băi, aș pune la super tare. Da? Da. Păi de ce? Păi ferma aia de gold. Și XP? Și XP-ul ăla. Da, și XP-ul ăla. Fine. Ăsta cu toporul? Ăla e vai steaua lui. Păi, e enervant, sincer. Dar l-aș pune la eu, da. Ok, că e greu de bătut. E un challenge, acolo, așa, da. Știi? O provocare. Da, merge. Ăsta cu arbaleta. Ăștia sunt doar enervant și atât, nu știu. Da, nici damage nu dau ăștia, chiar îți vai de steaua lor. Bun, Wither unde îl punem? Bă, la mișto sau super tare la fel, că na, cu el faci beacon-ul, păi un boss al jocului, gen după dragon. Dar știi ce nu-mi place la el? Că l-aș fi pus super tare. Nu-mi place că lupta e așa, gen, da frate, lovește-l și când se ridică sus tragi cu arcul și aia. Adică la dragon măcar trebuie să-i mai spargi alea, trebuie să faci o schemă, să te fofilezi, să te... Dar așa ăsta, da, nu prea. Bine, că dacă pui 5 gole, mi-au bătut Wither ăla, nu mai există. Ăsta e mișto, porcul ăsta. Îmi faci trade-uri cu el. Da, e chiar mișto. Și cred că o să pun Brutal la super tare, frate. Deci Brutal. Îmi place design-ul ăla cu negru și cu auriu. Da, arată fain rău. Și plus că e chiar o provocare acum să intri într-un de la Bastion. Da, dar, adică băieții mei nu interesează. Ei dacă te văd, te atacă, degeaba e aur. Și... Da, dar vrei să-ți zic o chestie. Brutele astea, dacă îți faci, știi că în Minecraft există focul albastru și torțe albastre. Le e frică de focul ăla. Da, dacă îți faci torțe albastre și le pui pe jos într-o bestienă, la ele o să fugă mereu și nu o să stea să te atace, gen, că sunt în fugă, știi? Deci trebuie să vin cu torțele la mine. Da, nu o să fac asta, doar o să intru ca de obicei și zi-mi broasca. Bă, broasca, unde e? Ai timp să zici până strănut eu. E ok. Deci e ok, ha? Da. Ei, mi se pare că nu prea face așa prea multe. Eu sincer aș fi pus-o și la vai de steaua lui, da. Nu știu, să faci un zoo sau ceva cum aveți pe My City și bagi acolo broasca. E tare. M-ai plictisit rău de tot. Uite, am lovit microfonul cu șapca. M-ai plictisit rău de tot. M-a luat somnul. Bă, ăsta este tier list-ul nostru, oameni buni, dacă v-a plăcut cum am pus mobii ăștia, să îi vorbiți frumos lui Dani BH. Dacă nu vă place, vă rog să îi vorbiți urât. Îi dați în cap lui Dani BH, da. Vă dau eu adresa lui, vă duceți, intrați peste el în casă, noaptea, îl gâdilați la sub braț, adică faceți ce vreți voi. Strada Măgurelilor, numărul 3, județul Bihor. Ai zis, eu știu că tu ai zis la Panorama, dar Dani, sunt sigur că există o adresă de genul și trebuie să cenzurezi tot acum, fiți arhamsterii să-ți fie. Bun, păi, oameni buni, noi vom pune capăt acestui minunat clip aici. Dani, mi-a fost foarte frumos aici alături de tine. Da, nu știu unde vreau să ajung, că ideea e că mă holbam la mușchii mei. Hai, ne vedem data viitoare, pa!